Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Astăzi venim cu o nouă investigație despre averile deputaților, mai cu seamă despre cele cumpărate în ultimul an, atunci când Republica Moldova s-a confruntat cu o mare criză economică. Fiecare al patrulea deputat din Parlamentul Republicii Moldova și-a cumpărat anul trecut o mașină sau a investit bani într-un imobil. Cel mai mult s-au remarcat vicepreședintele Parlamentului Mihai Popușoi și deputatul socialist Adrian Albu. Zona de odihnă Vadului Vodă, cunoscută drept cea mai mare stațiune de agrement din Republica Moldova. De la înălțime surprindem un frumos peisaj de primăvară cu pădurea de pe malul Nistrului. O străduță proaspăt betonată se face remarcată printre copacii aflați în floare. Pornim la pas pe acest drum și în 5 minute ajungem la capătul străzii, direct la poarta bazei de odihnă Cristina. Această clădire cu 3 etaje, în spatele căreia mai stau câteva căsuțe frumos aliniate la o margine de trotuar, au ajuns în proprietatea vicepreședintelui Parlamentului Mihai Popșoi. Deputatul a indicat noua achiziție în declarația de avere drept spațiu comercial, pentru care a plătit 60.000 de euro. Întrebat de reporterul Cutiei Negre ce fel de imobil a cumpărat, Mihai Popșoi a evitat să spună, motivând că se află la etapa de construcție și nu știe deocamdată ce va fi acolo. Este imobil în construcție, imediat ce va fi finalizat, o să vă anunț și o să vă invit cu drag. Nu vreți să ne spuneți? Păi încă nu știu ce o să fie. După ce l-am anunțat că am localizat construcția aflată pe malul Nistrului, vicepreședintele Parlamentului a recunoscut că a investit într-un imobil din domeniul turismului. Dar este un proces de construcție, este un obiectiv nefinalizat și în măsura în care voi avea posibilitatea să-l finalizezi, da, va fi o bază de odihnă. De ce ați decis să investiți în asemenea domeniu? E greu să spun, este un domeniu care este aproape părinților mei, care au lucrat toată viața lor în zona de odihnă la Vadul Vodă. Alte oportunități de investiții în Republica Moldova sunt cam greu de găsit. În Republica Moldova ori cumperi apartament la Chișinău, ori cumperi apartament în România. Cam acestea sunt opțiunile de investiții în Republica Moldova. Avem economie pe care cu regret o avem, oportunități investiționale sunt puține. Imobilul în care a investit familia Popșoi este de fapt o veche bază de odihnă. Clădirea de 236 de metri pătrați, indicată în declarația de avere a deputatului, a fost construită în anul 2009. Este situată chiar la poarta complexului, care ocupă 18 ari de teren. Căsuțele aflate pe teritoriu nu figurează în actele cadastrale, pentru că nu ar fi construcții capitale. Înainte să ajungă în proprietatea vicepreședintelui Parlamentului, baza de odihnă Cristina i-a aparținut unui agent economic care a scos-o la vânzare încă în anul 2018. Într-un anunț pe care l-am identificat în mediul online, vânzătorul își descria proprietatea ca fiind situată într-o zonă ecologică la 650 de metri de plajă, cu teritoriu îngrijit și căsuțe confortabile, cu toate cele necesare pentru odihnă. Prețul nu era indicat în anunț, fiind unul negociabil. În iulie 2022, Mihai Popșoi a cumpărat baza de odihnă cu 60.000 de euro. La fața locului l-am întâlnit chiar pe tatăl deputatului, care s-a declarat proprietar și a ieșit din curte revoltat că filmăm imobilul. Ulterior a acceptat să ne spună câteva detalii despre achiziție. De ce aveți voi cu proprietatea mea să filmați? Ce planificați faceți aici? Poți să odihnă și poți să păstrați, da? Da, 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 nu? Și cam cât preconizați că aveți de lucru aici? O câțiva ani. O câțiva ani? Dar deocamdată ce ați făcut? Astea lucrări de termoizolare deja după ce a fost achiziționată domn Popșoilev? Da, da, dar nu, când a luat-o era numai păreț. Dar dumneavoastră, vă cunoșteați cu proprietarul fostul, proprietar de abaze? Păi puteți să-i știu nici. Nu mă prochet, am întrebat omul, vinde. Nu convenit prețul în cumpărare. Dumneavoastră ați negociat și ați găsit-o, da? Eu. Sau domnul Mihai?
Dar cam în cât timp s-ar putea răscumpăra investiția asta? Niciodată nu o să răscumpere. Și atunci cât de rentabil este? Știți? Sunteți conștient că nu veți recupera investițiile, dar ați decis să păstrați business-ul turistic? Da. Tragem nădejde că dacă nu eu, poate după mine cineva avea rentabilitate. La fiul vă referiți? Păi, fiul, nepotul. În decembrie 2022, când am filmat prima dată baza de odihnă, aici erau deja executate lucrări de izolare termică la fațada clădirii. De atunci, lucrările nu au avansat la exterior. În declarația de avere pentru anul 2022, deputatul Mihai Popșoi nu a indicat careva cheltuieli suportate pentru reparația bunului imobil. În document se regăsește doar suma de 60.000 de euro inclusă în contractul de vânzare-cumpărare a clădirii de 236 de metri pătrați. Cât încă trebuie de investit? Da, e prețul, e real. Real 60.000, da? Da, e real. Da, investiții. Wow, wow, wow. Încă cam pe atât sau mai mult? Mai mult. Și de unde o să aibă domnul Popșoi din salariul deputat investiții să aducă la un strâng? Moscova ni sразу строилась. În ultimii ani, pământul din această zonă de pe malul Nistrului este tot mai râvnit de afaceriști imobiliari. Chiar peste gardă, imobilul cumpărat de Popșoi a fost construit complexul rezidențial de lux la Sarkis Village, unde casele au fost vândute cu 170.000 de euro. Cutia Neagră Plus a scris anterior într-o investigație despre neregulile admise la construcția acestui complex, care ar fi adus prejudicii mediului, fiind cercetate în cadrul a 3 dosare penale. Atât pământul ocupat de complexul imobiliar de lux, cât și cei 18 ari de teren pe care se întinde baza de odihnă cumpărată de Mihai Popșoi, aparțin formal primăriei Vadului Vodă, care l-a dat în arendă. Care e chiria manuală, taxa de arendă pentru teren, dacă vă amintiți? Fosta era de 9.000, dar mă nu știu că s-a ridicat. Pe anul ăsta trebuie să ne dividăm. Da, pe aproximativ, cam cât ar fi. Cu mult s-a ridicat? Da. Undeva la 100% Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi s-a plâns de birocrația din instituțiile de stat atunci când l-am întrebat când va deschide porțile bazei de odihnă pentru oaspeți. În dependență de cum va merge procesul de construcție, pentru că e foarte nevoios, e foarte greu în Republica Moldova să construiești, să faci, să dezvolți economia. Sunt foarte multe documente, avize și lucruri durează foarte mult. Probabil e salutabilă inițiativa domnului Laiba de a mai reduce în această povară birocratică. Pe lângă investiția imobiliară de la Vadului Vodă, familia Popșoi și-a cumpărat anul trecut și o mașină de model Renault Kadjar, fabricată în 2019, pentru care a plătit peste 300.000 de lei. Un an în urmă, explicând cum face față facturilor și prețurilor tot mai mari, Mihai Popșoi declara că a renunțat la mașină pentru a face economii în familie. У меня, например, до недавнего времени была машина и у жены, и у меня. Я свою продал и езжу на троллейбусе. Это немножко помогает экономить. Întrebat despre noul autoturism, vicepreședintele Parlamentului ne-a explicat că l-a cumpărat după ce a vândut ambele mașini ale familiei deținute anterior. Politicianul a câștigat 13.500 de euro din vânzarea autoturismelor. Tot am o singură mașină, nu am două mașini, am o singură mașină și mașina se folosește soție de astăzi, am venit cu trolebus. Cadjarul a fost pentru soția chestia. Soția se folosește mai mult. E mașina familiei, dar mai des o folosește soția. Și astăzi am venit cu trolebusul. Familia Popșoi a înregistrat anul trecut venituri care depășesc valoarea achizițiilor pe care le-a făcut. Mihai Popșoi a încasat peste 588.000 de lei din salarii și indemnizații achitate de Parlament. Iar soția sa, angajată la o ambasadă în Republica Moldova, a adus în familie aproape 590.000 de lei.
Încă 37.000 de euro i-a obținut din vânzarea unui apartament pe care Mihai Popșoi îl avea din anul 2012. În afară de bunurile cumpărate anul trecut, vicepreședintele Parlamentului mai are în proprietate un teren intravilan de 12 ari pe care l-a moștenit în 2006 și un apartament de 65 de metri pătrați cumpărat în 2016 cu 400.000 de lei. Iar în conturi bancare, Popșoi păstrează peste 600.000 de lei. Un alt deputat, alte achiziții. Socialistul Adrian Albu, angajat în ultimii 7 ani doar în funcții publice, și-a cumpărat anul trecut casă, apartament și garaj. Investițiile l-au costat aproape 2 milioane de lei. Bugetarul a început să-și sporească averea din 2016, când a fost angajat oficial la Parlament. Astăzi, averea deputatului este de 3 ori mai mare. Adrian Albu și-a început cariera la Centrul Anticorupție, iar în anul 2016 s-a angajat la Parlament, în calitate de consilier al președintelui fracțiunii Partidului Socialiștilor. În 2019, după schimbarea puterii, a fost numit secretar general al Parlamentului, iar din vara anului 2022 este deputat. Albu a preluat mandatul după decesul deputatei comuniste Elena Bodnarenko. Cea mai valoroasă achiziție a familiei Albu de anul trecut este un apartament de 89 de metri pătrați într-o zonă rezidențială de lux. Deputatul a plătit pentru locuință 76.000 de euro, iar pentru un garaj a mai scos din buzunar alte 5.000 de euro. Este un apartament procurat în rate, conform contractului care avem cu constructorul, achităm periodic sumele ca cum am convenit în baza contractului, deci ea, strângând o anumită sumă de bani, acoperim cheltuielile. Totodată, dacă o să faceți o analiză detaliată, cu toate că sunt blurate anumite zone din declarațiile noastre de avere, deținem mai mult capital pe care l-am agonisit pe parcursul la mai mult timp, deoarece și în postul meu de secretar general aveam un salariu foarte bun, soția mea activă în tot într-o organizație non-guvernamentală are un salariu decent, foarte bun și ne permite să facem anumite acumulări care pe urmă să le investim, pentru că considerăm că în ziua de azi unica ce ne mai poate salva Republica Moldova e să faci o investiție cu cap. Adrian Albu indică în declarația de avere un împrumut de 51.000 de euro luat la o companie de construcții pe care s-a obligat să îl achite timp de 2 ani. Potrivit paginii web a companiei, aceasta a construit până acum doar blocuri cu apartamente de clasa premium, toate situate în centrul Chișinăului. Clasa premium, deja cam toți constructorii se străduiesc să facă astfel de apartamente, deoarece concurența este foarte mare pe piață. Noi optăm pentru centru ca să putem mai mult să ne deplasăm pe jos și să fim în apropiere de toate obiectele, dar să nu stăm în ambuteiaje. Asta este logica noastră. Tot anul trecut, deputatul Blocului Socialiștilor și Comuniștilor și-a mai achiziționat 10 ari de teren cu o casă de 85 de metri pătrați și două construcții auxiliare, estimate împreună la 250.000 de lei. Familia Albu a ales de asemenea o locație pitorească pe malul Nistrului. Casa se află în localitatea Oxenta din raionul Dubăsari, ne-a dezvăluit deputatul. Orașul totul este altfel, este gălăgie, iar satul este liniște, este pentru suflet. Căsuța care ne-am procurat este una veche, în stil tradițional moldovenesc. Vânzătorul s-a grăbit să o vândă și a dat un preț foarte bun și noi, văzând cu mare drag, am procurat-o. Acum trebuie să mai investim în ea, pentru că este într-o stare totuși ca la țară veche, unde trebuie să mai pui lut, că apropo e casă, te-un lut, cu stup. Păstrați. Apropo, da, păstrăm autenticitatea și dorim să arătăm că se merită tradițiile moldovenești să fie conservate, susținute și promovate. Achizițiile soților Albu au depășit de 2 ori veniturile familiei pentru anul trecut.
Adrian Albu a încasat de la Parlament aproape 300.000 de lei, iar soția sa, angajată la o fundație poloneză în Republica Moldova, a fost remunerată cu 118.000 de lei. Pentru creșterea copilului a încasat de la CNAS o indemnizație de 366.000 de lei, iar 8.800 de dolari au curs în bugetul familiei Albu din arenda unui bun imobil. Deși soția deputatului deține un pachet de acțiuni de 33%, într-o companie fondată în anul 2019, Albu nu a indicat niciodată în declarațiile de avere dividende din afacere. În cea mai veche declarație de avere depusă de Albu, în 2016, el indica două apartamente mici, cumpărate cu 53.000 de euro și două mașini estimate la 15.000 de euro. În total, o avere de aproximativ 1,3 milioane de lei. Astăzi, averea deputatului socialist este de 3 ori mai mare și numără două terenuri intravilane, o casă, trei apartamente mult mai mari decât cele pe care le avea în 2016, un garaj și o mașină de model Skoda Superb, cumpărată nou-nouță în 2018 cu peste jumătate de milion de lei. Cum ați reușit să vă triplați averea? Dar cum credeți? Trebuie să nu o triplezi, trebuie să stai pe loc. Spuneți secretul. Secretul e simplu, iarăși. Apartamentele care erau cumpărate într-un bloc, apropo, tot de elită, lângă un centru comercial mare. Noi le-am procurat la tot la stadiul de investiție cu aproximativ, suma pot să spun că nu e problemă, 30.000 de euro, iar am vândut aproape de 50.000 de euro, dacă nu greșesc, pentru că apartamentele au crescut în preț. După care iarăși am investit în alt apartament și de fiecare dată ne rămâne rata aceasta care ne permite. Plus salariile, ați văzut, ca secretar general am avut un salariu peste 40.000 de lei la acel moment, soția mea primește salariu echivalent de sume 40.000 de lei, adică noi avem noroc să avem servicii foarte bine plătite, deoarece chiar lucrăm foarte mult în acest scop. Deputatul Adrian Albu locuiește nu departe de locul de muncă, în acest bloc din spatele meu, situat pe strada Serghei Lazo. Și-a cumpărat cu 2 ani în urmă un apartament de 130 de metri pătrați, pentru care declară că a plătit 1,2 milioane de lei. Astăzi, valoarea de piață a bunului imobil este cu mult mai mare. În timp ce unii deputați și-au completat averea anul trecut, alții, dimpotrivă, și-au vândut bunurile sau le-au donat copiilor. De exemplu, deputatul socialist Radu Mudreac a înstrăinat casa pe care și-a construit-o în sectorul Buicani. Tranzacția a avut loc la scurt timp după ce deputatul s-a pomenit cu dosar penal pentru spălare de bani. Aceasta este casa de vis a familiei deputatului socialist Radu Mudreac, ridicată pe un teren de 7 ani în preajma feiericului Parc Dendrariu din capitală. Vila de 285 de metri pătrați a fost ridicată în 2018, pe când Mudreac tot deputat era. Cu fațada din piatră naturală, foișor și poartă din fier forjat, locuința a fost evaluată în primii ani de la înregistrare cu mai puțin de 1 milion de lei. Abia în 2021, Radu Mudreac a indicat valoarea de piață a casei de 5 milioane de lei. Anul trecut a vândut-o cu 250.000 de euro, echivalentul a 5 milioane de lei. Deși a înstrăinat oficial imobilul, deputatul socialist continuă să locuiască în această casă. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat pe 22 iunie 2022. Cu 2 luni mai devreme, Mudreac a fost lipsit de imunitate parlamentară pentru a putea fi reținut, percheziționat și trimis în judecată, fiind cercetat penal pentru spălare de bani. Solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Mudreac Radu, în vederea efectuării acțiunilor de urmărire penală urgente, ce se impun în scopul evitării, nimicirii, tăinuirii, modificării, substituirii probilor, împiedicării înstrăinării bunurilor rezultate din infracțiune și ulterior remiterii în instanța de judecată pentru comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 243 alineatul 3
Litera B, cod penal, spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari. Mudreac este învinuit că a încheiat mai multe contracte fictive de împrumut cu persoane fizice pentru a oferi un aspect legal banilor investiți de firma sa în construcția unui centru comercial în inima capitalei, chiar la intrarea în piața centrală. Atât Radu Mudreac, cât și colegii săi de partid au catalogat dosarul penal ca fiind o răfuială politică și au protestat în Parlament. Dar ceea cu ce ați venit la Parlament este foaie verde, dacă să vorbim foarte light. Și acea grupare de procurori care astăzi desenează dosare penale împotriva opoziției și că faptul că la sediul Partidului Socialiștilor astăzi se află poliția, SIS-ul, acest lucru este condamnabil. Noi nu ne temem de presiuni și spunem întregii grupări care pe noi ne presează rușine! 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 Deși au înaintat învinuirea în dosarul penal, procurorii nu au aplicat sechestru pe bunurile lui Radu Mudreac. Asta a făcut posibil ca la scurt timp deputatul să-și poată vinde casa situată în apropiere de Parcul Dendrariu. De ce să renunțați la imobil? L-ați construit recent? Să se decizie personal. E legat cumva de dosarul penal pe care l-aveți? V-ați temut de sechestru? Sunt pierdeți temporarul? Sunteți-vă imaginabil foarte serios. Domnul Drag, dar cu dosarul penal ce se mai aude? Am mai fost chemat la audieri, la procuratură. 2 minute, domnul Drag. În afara camerei video, Radu Mudreac ne-a declarat că a inițiat procesul de vânzare a casei înainte să fie cercetat de procurori, doar că tranzacția a fost oficializată mai târziu. Potrivit contractului, deputatul și-a rezervat dreptul să răscumpere casa în decurs de 2 ani. Iar până atunci, noul proprietar i-a permis să locuiască în imobil. Radu Mudreac mai are în proprietate un garaj și un apartament de 103 metri pătrați pe care l-a primit cadou în 2011 de la părinții săi. Iar în următorul an, Mudreac a achiziționat o mașină de lux de marca Toyota pe care a plătit 600.000 de lei. La mașina Land Cruiser pe care am văzut că ați venit la prima ședință, din salariu v-ați luat? E mai în vârstă ca ține. E mai în vârstă ca mine mașină? Da. Și cât va costa? E salariu de deputat? În martie 2021, Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de peste 4 milioane de lei între averea dobândită de Mudreac și veniturile realizate de familia sa. Ani a expediat un denunț la Procuratura Generală și a cerut ca deputatul socialist să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani. În august 2021, procurorii au inițiat o cauză penală și de atunci dosarul se află la faza de urmărire penală. Procesul se tărâgănează din cauza investigațiilor financiare complexe pe care le efectuează experții Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA. CV-ul lui Radu Mudreac îl reprezintă mai degrabă ca pe un bugetar. A lucrat mai bine de 15 ani în cadrul Serviciului Sanitar Veterinar din Chișinău, mai întâi în calitate de medic veterinar, după care a ajuns director al instituției. S-a ocupat de afaceri o perioadă scurtă de timp între 2010 și 2014, iar de atunci, timp de aproape 9 ani, este deputat. Printre parlamentarii care și-au micșorat averea anul trecut se numără și Ion Groza, doar că deputatul PAS nu și-a vândut casa, ci i-a donat-o fiicei. Acesta a indicat în declarația de avere doar valoarea cadastrală a imobilului de circa 10.000 de euro. În realitate, casa este mult mai valoroasă, are 2 etaje și este situată într-o zonă scumpă a Durleștiului, în apropiere de șoseaua Balcani.
Casa donată de către Ion Groza are, potrivit documentelor, 78 de metri pătrați și este situată pe un teren de 3 ari. Reporterul Cutiei Negre a identificat bunurile imobile și a mers la Durlești să vadă cum arată casa deputatului, evaluată la aproximativ 10.000 de euro. Am găsit o casă cu două etaje. Cu ochiul liber se poate observa că imobilul a fost construit cu mai mulți ani în urmă, dar oricum valorează mult mai mult decât costul indicat în acte. În această zonă rezidențială a Durleștiului, doar un ar de teren costă astăzi circa 10.000 de euro. Ion Groza nu a indicat în declarația de avere valoarea de piață a casei, lăsând goală căsuța respectivă din document. În 2021, deputații PAS au modificat legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, obligându-i pe funcționarii publici să declare valoarea reală a bunurilor deținute. Legea îmi solicită mie că eu să fac evaluarea la toate bunurile mele care sunt procurate începând cu anul 2018. Casa e procurată în anul 2012, pe când eu nu aveam nicio funcție publică atunci. La aceasta, legea nu obligă să facă lucrul acesta. Dar dacă dumneavoastră să obțineți că aceasta este o încălcare, eu nu văd o încălcare aici a legii, o să fac săptămâna după Paște, fac o evaluare acasă, nu e o problemă pentru mine acest lucru. Chiar în momentul în care ați donat oficii dumneavoastră, da. Ați făcut acest contract de donație, da, da. L-ați înregistrat la cadastru, de ce n-ați înregistrat la cadastru și evaluare reală și suprafață reală? Reiterez acest lucru. Am donat această casă fiicii mele, care are doi nepoți aici și e normal să ajut copiii. Am doi copii în afara țării și vreau ca copilul să rămână aici în țară. Aceasta este normal cu acesta. Eu locuiesc la dâns și nu primesc indemnizații de la stat pentru aceasta, adică nu mă folosesc de această situație. Tot este legal și nu văd ce este o problemă. Actele cadastrale consultate de reporterul Cutiei Negre arată că Ion Groza a cumpărat casa în vara anului 2012, dar imobilul fusese construit încă în 2009. Nu este clar cum o casă cu două etaje a ajuns să fie înregistrată oficial cu o suprafață exterioară de numai 78 de metri pătrați. Când a cumpărat casa, în 2012, Ion Groza era consilier raional la Cahul, dar activitatea sa de bază era în sectorul privat, susține deputatul. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului, între anii 2004-2012, Ion Groza a fost director al organizației neguvernamentale Misiunea Fără Frontiere din Moldova. Aveam o funcție bună și aveam un salariu foarte decent, foarte bun, care mi-a permis să procur această casă împreună cu soția, la fel activat, și tot este legal. Activitatea de bază era pe atunci la Cahul? De ce ați decis să luați un imobil? Nu, eu activam în Chișinău, activam și lucram aici în Chișinău și de ce am procurat acela Durlești, am procurat casa aceasta, am procurat-o. Și acum, de când sunteți deputat acolo, locuiți, da? Nu, eu am casa mea la Coribaș, unde sunt de Baș de origine, dar aici locuiesc împreună cu fiica mea și cu doi nepoți. Până în anul 2015, Ion Groza a deținut 4 mandate de consilier raional la Cahul. A fost ulterior președinte al raionului, iar în 2019 a ajuns în Parlament. După ce a candidat independent la funcția de deputat pe circumscripția uninominală Cahul. În 2020, Groza a aderat la fracțiunea PAS din Parlament și a obținut al doilea mandat de deputat, fiind inclus pe locul 15 în lista PAS la ultimele alegeri parlamentare. În 2021, deputatul Ion Groza și-a completat averea cu o mașină de model Renault Kadjar, achiziționată cu 19.000 de euro. De ce să alegeți un automobil atât de mare? Vorbiți că mașina Megane Kadjar este automobil de lux? Motorul de 1.5 e de lux? Sunt 20.000 de euro, 19.000 de euro. Salariul de deputat, dumneavoastră, nu aveți afaceri. De sau de deputat, uitați dumneavoastră în declarațiile mele și vedeți că veniturile sunt îmi permit să fac acest lucru. Da, și lângă aceasta nu sunt singur, sunt soție care la fel activează și are și o pensie decentă și aceasta este normal. Potrivit declarației de avere, în 2021, familia Groza a avut venituri totale de peste 700.000 de lei din salarii și pensie și vânzarea unui automobil mai vechi.
În 2022, familia Groza a avut venituri de peste 670.000 de lei. Accesați site-ul tvo.md ca să aflați ce achiziții de imobile au făcut și alți deputați în 2022. Iar săptămâna viitoare facem o tură în parcarea Parlamentului și vă prezentăm la Cutia Neagră Plus ce mașini și-au cumpărat deputații. Despre averile, veniturile și cheltuielile politicienilor din Parlament discutăm în această parte a emisiunii cu invitata în studio, doamna Lilia Zaharia, directoarea Transparency International Moldova și jurnalistă de investigație. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara și bine v-am găsit. Haideți să discutăm despre, în primul rând despre investigație, după care o să extinde să vorbim în general despre acest fenomen. Ce am descoperit noi, analizând declarațiile de avere ale deputaților din Parlament, este că, deși anul trecut a fost un an greu pentru toți cetățenii Republicii Moldova, tarifele foarte mari, veniturile mici comparate cu cheltuielile mult mai mari pe care le-a avut populația, deci, în pofida acestui fapt, fiecare al patrulea deputat din Parlamentul Republicii Moldova a găsit o posibilitate să-și cumpere fie o casă, fie să-și schimbe o mașină sau să-și cumpere o mașină nouă. Deci s-au împroprietărit anul trecut. Ceea ce probabil că, nu știu dacă e la fel și în societate, nu știu dacă foarte multă lume din societatea noastră își permite, mai ales din bugetari, să se laude cu astfel de achiziții. Cum se face că, și asta nu doar anul trecut, asta e tradițional, pur și simplu anul trecut a fost mai greu, cum se face că deputaților le reușește mai bine să-și gestioneze banii, să îi pună deoparte așa încât să-și poată permite să facă cumpărături anual? Da, nu este o ilegalitate sau nu este marea problemă să-ți cumperi ceva atât timp cât îți justifici veniturile. Dacă vorbim de bugetari și bugetari cronici cu ghilimele de rigoare, cu ani experiență în spate, în sectorul public, atunci aici este problema, fiindcă de multe ori jurnaliștii de investigație fac această comparație cu venitul bugetarilor pe câțiva ani, unii 10-20 de ani, și cumulativ cu veniturile lor fac niște achiziții mult mai mari. Acolo este problema. În situația în care un deputat sau un funcționar public, un demnitar în general, a mai lucrat anterior, înainte de a veni în sectorul public, în sectorul privat și a avut economii, aici este problema. Trebuie să declare în toate acele formulare ale declarației de avere și interese personale când vine, câți bani ai avut în cont, de unde ai luat, ca societatea și ulterior jurnaliștii de investigație să poată vedea în situația în care ți-ai luat o vilă sau o casă de 100 de mii, bine, tu cumulativ timp de 10 ani ai avut 1 milion. Zic, problema este acolo unde demnitarii nu au teoretic legal acești bani din veniturile salariale sau din alte venituri legale, dar ulterior, peste noapte, se împrietăresc cu mașini scumpe sau cu acele case scumpe. Și astea sunt cele pe care noi le vedem în declarațiile de avere. Nu știm dacă mai sunt și din cele care nu se regăsesc în declarația de avere sau sunt înregistrate pe rude mai apropiate sau mai îndepărtate. Apropo, că vreau să trecem ușor spre investigația noastră și cazurile concrete pe care le-am relatat în investigație. Această bază de odihnă deținută de Mihai Popușoi, vicepreședintele Parlamentului, noi am depistat-o întâmplător în timp ce făceam o altă investigație, colega mea Stella Mihailovici, făceam investigație despre un cartier de lux pe malul Nistrului, în Vadul lui Vodă. Și în timp ce verifica la cadastru cine sunt proprietarii, ca să ne dăm seama pentru cine s-a construit acel cartier de lux, am depistat această bază de odihnă înregistrată pe Mihai Popșoi.
Și am zis că hai să așteptăm să vedem dacă o declare, dacă o indică în declarația de avere și atunci cel puțin o să ne dăm seama de niște lucruri în plus și inclusiv cu cât a cumpărat-o. A declarat-o în momentul în care am văzut acolo, am zis că este momentul, avem toate ingredientele, putem să facem investigații. Oricum ai fi făcut-o, dacă nu o declara, poate că era mai rău pentru domnul Popșoi. Dar e declarată ca și spațiu comercial. Și la un preț de 60.000 de euro. Noi n-am putut să ne dăm seama dacă este un preț realist sau nu, ori 60.000 de euro în Chișinău este atât cât să-ți ajungă ca să-ți cumperi un apartament cu maxim două dăi, mai mult nu-ți ajunge, acolo e vorba totuși de un bloc și niște căsuțe mai mici. Vreau să discutăm aici în context despre cum le reușește de multe ori demnitarilor să găsească astfel de chilipiruri, case la un preț foarte mic, mașini la un preț pe care noi ceilalți nu găsim pe piață. Într-adevăr, bunurile imobile în ultima perioadă și mai ales după invazia armatei Rusiei în Ucraina s-au scumpit foarte mult, mai ales în spațiu, în Chișinău sau în suburbii. Cum s-a reușit ca acea clădire mare, totuși într-o zonă turistică, să fie de 60.000 de lei? Este interesant și cred că aici, atât timp cât, atunci când respectiva clădire va fi dată în exploatare ca să funcționeze total, cred că aici inspectorii fiscali pot să verifice. Avem noi o lacună în legislație, fiindcă haideți să spunem că cumva o portiță, atunci când se înregistrează aceste contracte de vânzare-cumpărare, de foarte multe ori este evaluat nu la prețul real, dar la prețul cadastral. Și probabil acel este documentul final care îl include, sau cel puțin numărul care este inclus în declarația de avere. Cert este că bunurile sunt foarte scumpe, dar 60.000 de lei este o sumă. Nu de lei, 60.000 de euro este o sumă relativ mică pentru un bun în zona turistică. Cum am putea să nu știm seama dacă este prețul real? Adică cum am putea să vedem dacă nu cumva e... Cred că doar cu evaluatorii certificați care să spună că da, clădirea respectivă e o clădire mare, dar este într-o... pământul erodează sau este o clădire construită pe rampă, pe o deal sau doar niște evaluatori experimentați. Noi, jurnaliștii sau cetățenii simpli, nu putem să ne dăm seama dacă acea clădire într-adevăr este un preț real sau este un preț... Eu cred că nu e vorba doar despre clădire, este vorba despre o afacere, pentru că acolo era o pensiune. Bun, nu e în stare foarte bună, e clar că e nevoie de investiții, dar e mai mult decât o clădire sau câteva clădiri. E vorba despre o afacere pe care și domnul Popușoi a zis că încă nu știe foarte clar, dar intenția pentru care a cumpărat-o a fost să dezvolte o mică afacere de familie acolo împreună și cu părinții săi. Și apropo despre investiție, pentru că dincolo de propriu-zis bunul cumpărat, e nevoie de niște bani care trebuie folosiți pentru ce am văzut noi deocamdată că s-a făcut, este izolarea termică a acestor clădiri. Nu știu cât costă aceste lucrări de izolare termică a clădirii. Am întrebat și pe domnul Mihai Popșo și pe tatăl dumnealui pe care l-am întâlnit la pensiune despre aceste lucrări, de ce nu se regăsesc cheltuielile în declarația de avere și vreau să vă întreb, ele trebuie să se regăsească sau nu? Asta nu se prea întâmplă, nu prea vedem indicate cheltuielile de... formularul acum care este în declarația de avere nu sunt incluse cheltuielile, dar atunci când clădirea va fi dată în exploatare, când va fi total funcțională, atunci cred că trebuie făcut o reevaluare a bunului imobil ca să fie clar care e valoarea lui reală. Cine trebuie să facă asta și la solicitarea cui? De obicei, beneficiarul clădirii face această evaluare sau reevaluare a bunului imobil. Când își dorește să vândă această afacere, exact, și să justifice. Exact. Și când dorește să fie corect și integru ca să pună o informație reală în declarația de avere. Deci asta nu cere legea? Nu.
Nu avem o, haideți să spunem, o obligație că atunci când subiectul declarării trebuie să-și completeze declarația de avere și noi știm că o declară anual la sfârșitul mandatului sau la începutul mandatului, nu este obligație ca să-ți reevaluezi ori de câte ori. Uh-huh. Ori evaluezi doar în cazul în care ai investit și este o sumă mare. Ca să-ți dai seama valoarea reală care ai cumpărat și valoarea... Și aniu, dacă începe un control, dacă îi se pare ceva ciudat într-un astfel de caz, poate să facă această evaluare? Trebuie să facă această evaluare, să înțeleagă cât s-a investit după ce a fost cumpărat bunul? Aniul nu cred că are pârghii legale, nici nu are pârghii legale ca să contracteze evaluatorii separați, să ducă pe proprietate privată să facă această evaluare. Deci doar proprietarul, beneficiarul acestui bun poate face. Adică ei pe bună credință. Exact. Da. Sau dacă se așteaptă că o să treacă și ei la un moment dat vreun wedding. Altă scăpare în legislație, sau nu știu dacă e o scăpare în legislație, este legată de suprafața acestor bunuri, da? Pentru că de multe ori ce vedem noi în declarațiile de avere ale, și nu vorbesc doar de deputați, demnitari de stat, funcționari, este o căsuță de 60-80 de metri pătrați și te duci, găsești căsuța asta, te duci și o vezi și vezi o casă cu 3 etaje sau cu 2 etaje mare, care nici măcar suprafața așa la sol nu este cât e indicat în declarația de avere. Și când îi întrebăm pe demnitar, dar cum se explică că indicația că aveți o casă de 60-80 de metri pătrați, dar noi vedem aici o casă mult mai mare, zic, da, așa a fost, este, adică care e problema? Și noi le explicăm că o problemă este inclusiv cât plătiți impozite pe imobil. Cum se lasă această portiță deschisă pentru, inclusiv pentru a plăti niște taxe de imobil mult mai mici decât ar trebui să fie? Aici este problema la darea în exploatare. Atunci când se dă în exploatare, trebuie să se pornească de la planul arhitectural inițial, să se vadă dacă corespunde suprafața inițială cu suprafața reală atunci când se dă în exploatare. Știu că există o posibilitate și locuința bunului imobil în care noi locuim, de fapt, este mai mică, este considerat doar primul etaj. Mansarda nu se ia ca și suprafață locuibilă, dar acolo locuiesc persoane. Uh-huh. Și acesta este prevăzut ca și legal, adică să fie doar suprafața la primul etaj, suprafața cea locuibilă, mansarda nu se ia. În cazul în care bunul imobil are 3-4 etaje, da, aici este problemă și vă spun că arhitectul sau, în general, grupul de lucruri care dă în exploatare, fiindcă aici sunt diferite persoane, trebuie să analizeze de ce nu corespunde suprafața reală din planul casei cu cel real, dar vă spun că mansarda nu se ia în considerare. Deși noi știm că după ce se face primul etaj, la mansardă se mai fac în 3-4 camere și baie și adică, o a doua locuință, de fapt. Exact. Și asta se face de ce? Asta s-a făcut de ce în legislație, ca să permită să nu se ia în calcul cei la mansardă? A fost ajustată legea pentru că așa de regulă își construiesc casele demnitarii? E cu dedicație această normă? Nu cred. Probabil, nu știu exact partea aceasta legislativă, dar probabil se știe că în țările civilizate la mansardă oamenii acolo doar se odihnesc sau își petrec timpul ca birou, nici de cum nu este locuibil. Și s-a mers pe parametrii aceștia internaționali. Dar noi știm că noi valorificăm doar ce ne convine. Doar ce ne convine, exact. Și orice spațiu acolo unde credem noi că mai putem face o cameră sau ceva, o face. Vreau să trecem de la achiziții pe un alt aspect descoperit de noi în investigație, înstrăinările. Un deputat, PAS, domnul Ion Groza, și-a donat casa fiicei sale. Mă rog, are dreptul, e o tradiție la moldoveni, fiecare părinte trebuie să-i lase copilului, să-și facă lui o casă, să-i lase copilului, copiilor o casă sau să-i ajute să-și cumpere o casă. Nu e o problemă aici, problema este că dumnealui mare parte a fost bugetar în viața sa și casa este într-o zonă luxoasă din Durlești, am localizat-o acolo.
astfel de donații, de regulă, nu vreau să vorbim despre concret cazul domnului Groza, pentru că nici noi nu știm mai mult decât n-am depistat mai mult decât am scris și nici dumneavoastră nu știu dacă știți mai multe despre cazul concret. Dar de regulă, donațiile, când apar în declarațiile de avere ale demnitarilor, se fac de ce? Dacă sunt donații pe bună dreptate și casa, feciorul, fiica, rudele locuiesc în acea casă, eu cred că nu este nicio ilegalitate. Uh-huh. Și dacă funcționarul sau demnitarul justifică bunul imobil prin veniturile salariale pe care le-a avut anterior, în situația în care fiica sau feciorul sunt plecați peste hotare de zeci de ani, uh-huh, și funcționarul a fost mult timp în sectorul bugetar și în acte figurează acea casă ca și donații și locuiește el motivând că la bătrâneții mă va ține feciorul și fiica, eu cred că aici este... Asta este de fapt paradoxul, da? Că de regulă cum se întâmplă? Se face donații și când îi întreb pe demnitate, dar unde locuiți? Păi locuim acolo, tot acolo locuim. Și de ce ați făcut donația? Păi eu am decis că este mai bine să aparțină rudelor apropiate, da? Dar continuă să beneficieze și să locuiască în acele case, apartamente, ce-o fi. Probabil la partea când se înstrăinează bunul imobil există această taxă pe care trebuie să o plătești la stat pentru că ai avut un venit din vânzarea unui bun imobil, dar când casa se dă prin donații, această taxă nu mai este plătită. Nu știu în ce circunstanțe, dacă domnul Groza trăiește acolo sau nu acolo, sau în general. Ne-a spus că trăiește, bun, dar vorbim în general. În general există această portiță, dacă bunul imobil se intenționează a fi vândut, probabil se oculește această plata taxei fiscale. Dar oricum oferă unii rude, adică nu cred că și-ar fi vândut casa fiicei, oricum i-ar fi dăruit-o, i-ar fi donat-o. Numai dacă nu vrea mai departe să o facă. De la domnul Groza, haideți să trecem la un alt caz, mult mai interesant pentru noi, Radu Mudreac. La scurt timp, după ce Radu Mudreac a venit procuror general interimar în Parlament și a cerut ridicarea imunității pentru a fi cercetat penal pentru spălare de bani, Radu Mudreac, care avea o casă luxoasă, chiar în apropierea parcului Dendrarium din sectorul Buicani, decide să-și vindă casa, o vinde, înțelegem că la prețul la care și-a estimat-o, cam prețul de piață, dar spune el are dreptul să locuiască în această casă, în continuare. Ce fel de relație este asta? Că noi n-am reușit să dăm de businessmanul ăsta care a cumpărat, a plătit casa, dar i-a dat voie să trăiască mai departe. Ce înțelegeți dumneavoastră din această... Da, este interesant de știut, într-adevăr, cine este cumpărătorul. Un om de afaceri din construcții, dacă noi am înțeles corect. Dacă l-am identificat corect. În cazul de față, Radu Mudreac, chiar dacă și-a vândut casa unei persoane străine și persoana respectivă a decis ca vechiul proprietar să locuiască, este înțelegerea între părți, dar ceea ce trebuia să facă Radu Mudreac, să indice în declarația de avere că el trăiește cu chirie și care este plata chiriei, fiindcă acest lucru trebuie indicat în declarația de avere. Nu ne-a zis despre faptul că ar plăti o chirie. Aparent trăiește graduit cu dreptul de a își răscumpăra casa. Deci a vândut-o, da. Cel care a cumpărat-o i-a permis să trăiască mai departe, nu ne-a spus nimic despre faptul că ar plăti o chirie că stă în acea casă, dar în schimb ne-a spus că a obținut dreptul ca să-și răscumpere casa. Dar în declarația de avere, nu am văzut declarația de avere a domnului Mudreac, trebuie de văzut, este indicat venitul obținut din acea casă? Da. Am înțeles. Interesant de știut care e relația dintre vânzător și cumpărător, ca atunci când îți cumperi un bun imobil să lași tot vechiul proprietar să locuiască aici. Ce ne-am gândit noi este dacă nu cumva a încercat astfel Radu Mudreac să își ferească locuința de un posibil sechestru în cadrul acestui dosar penal.
Ar putea fi și acest lucru și cred că aici, atât timp cât Radu Mudreacă a lucrat mult timp în sectorul public și știm că a fost deputat în câteva mandate și el a fost subiect al declarării de la începutul, de când în 2012-2013, când a început vechea Comisie Națională de Integritate să funcționeze. Aici cred că procurorii trebuie întrebați dacă este pasibil respectivul bun care ar fi fost achiziționat când era în funcții publice să fie... Dar se mai poate face ceva în condițiile în care bunul nu actual... era subsidiestru, el a fost vândut, cel puțin juridic există un nou cumpărător? Cred că dacă procesul penal era început înainte ca să fie vândut imobil, cred că aici juriștii se pot expune, s-ar putea fi făcut ceva. Da. Radu Mădărea spune că el a început negocierile de vânzare a acestei locuințe înainte ca să vină procurorul înțeles, în Parlament. Am înțeles. Noi nu avem cum să verificăm asta, știm doar că propriu-zis tranzacția a fost înregistrată după. Ce a pornit dosarul penal. Sau a venit procurorul să ceară ridicarea imunității. Vreau să discutăm de aici mai departe un pic despre rolul ANU-ului în a verifica averile politicienilor, dar mai cu seamă a parlamentarilor, pentru că nu știu dacă dumneavoastră observați acest lucru, dar noi de regulă vedem că e încă destul de timid ANU să ia la puricat averile deputaților care fac parte dintr-o majoritate parlamentară. Într-adevăr, ANU-ul în ultimii ani cumva a lucrat la turații mai mici aici și aspectul acesta tehnic. Au avut puțini inspectori de integritate, a mai existat problema aceea dintre fosta președinta ANU-ului și cumva conflictul dintre fosta președintă și actualul vicepreședinte. Concursul acesta tergiversat și murat de câtva timp de alegerea noului președinte al ANU-ului. În sfârșit avem un Consiliu de Integritate Funcțional și atât cât au avut inspectorii de integritate sau cât au lucrat, am văzut foarte multe acte de constatare pe directori de grădinițe, pe primari, șefi mici de prin raioane. Nu prea am văzut procurori, judecători, miniștri, deputați, oameni sau subiecte ai declarării din cadrul instituțiilor centrale. Puțini deputați au fost și puțini miniștri am avut și din vechea legislatură și din actuala legislatură. Nu știu care este motivul ANU-ului, de ce nu se apucă de puricat, cum ați menționat, aceste declarații. Cert este că din discuția anterioară pe care am avut-o cu vicepreședintele ANU, spuneau de incapacitate, erau puțini inspectori de integritate care să lucreze pe mai multe dosare. Dar am văzut în raportul 2022, raportul de an trecut a ANU-ului, sunt și câțiva deputați, sunt și judecători, sunt și miniștri care au fost în procesele lor de verificare. Sigur, noi, societatea, vrem mai mult, dar vrem mai multe acte de constatare, nu doar la capitolul părții tehnice a formularului, că a declarat X, a declarat exact, Y, da, să verifice și, într-adevăr, dacă persoana respectivă a avut bani suficienți, dacă, într-adevăr, bunul imobil e valoarea reală și nu doar valoarea cadastrală, dacă mașina respectivă pe piață valorează atât și nu valorează 500 de euro, așa cum marea poveste unde Republica Moldova a intrat în... Cu 10.000 de lei. 10.000 de lei, exact. Noi asta vrem, să se verifice datele reale, nu doar partea aceasta tehnică, că este X sau bifat, că este indemnizația de creșterea copilului, este, deci ceea ce este mai mic și este evident și este dat de la stat, verificări tehnice. Noi vrem verificări reale, fiindcă așa ne așteptăm ca și societatea să fie corectă atunci când face o achiziție, fie că vorbim de bunul imobil, fie că vorbim de o mașină. Și acum, cu câțiva ani în urmă, am cumpărat un apartament și proprietarul pleca în Canada.
Și proprietarul spunea, mi-a spus așa, eu vreau să declar toți banii ca să-i pot declara și în țara respectivă. Și eu m-am dus la notar, pe notarul îi zice, Doamne, sunteți primul cumpărător care vă declarați toți banii cât costă real. Și zic, deci, pentru mine așa era ciudat. Ciudat, dar de ce primul cumpărător? Zice, da, toți vin și pun o sumă, da, așa, o sumă foarte mică. Și primul mi-am dat eu seama că, de fapt, da, asta e o portiță ca să nu plătești taxe, doar că omul, în general, oamenii își fac probleme de sine stătător. Fiindcă atunci, Doamne ferește, când casa trebuie să fie asigurată, tu ți-o asiguri la valoarea pe care ai indicat-o. Exact așa și la mașini. Vrei să asiguri o mașină scumpă, nu ți-o lua scump. De aceea trebuie să fie o lecție, cumva fața demnitarilor noștri trebuie să fie o carte deschisă pentru cetățeni. Da, un exemplu. Exact. Sper să, și asta se poate obține, vedem deja că sunt mult mai atenți când își declară și veniturile și proprietățile. Asta poate că datorită și inclusiv a muncii noastre, că noi îi puricăm, dacă nu face asta Ani, o facem noi. Mersi mult pentru participarea la emisiune, le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Revenim în săptămânile următoare să vă arătăm și mașinile noi pe care și le-au cumpărat deputații moldoveni. Până atunci însă să aveți o seară frumoasă și vă mulțumim că ne priviți.